La superbia andò a cavallo e tornò a piedi. Asta înseamnă că mândria merge călare, pleacă călare și se întoarce întotdeauna pe jos. Se spunea și mai devreme și m-am bucurat foarte mult de cuvântul acesta. Domnul să fie mai mare și mai mare, iar noi să fim mai mici și mai mici. Asta este pocăința autentică și alta nu este. Bărbatul acesta minunat care strălucește în paginile Sfintelor Scripturi și în Împărăția lui Dumnezeu și în inimile Sfinților, numele lui Ioan Botezător. El spune la un moment dat, trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Asta este pocăința și alta nu este. Era o ceartă mare în biserica din Corint, sunt fel și fel de certuri și astăzi prin toate bisericile pe unde mi se dat să umblu. Suntem oameni, avem lipsuri, avem neajunsuri, suntem nedesăvârșiți. Și era o ceartă mare în biserica din Corint. Unul zicea, eu sunt al lui Pavel, altul al lui Apollo, altul al lui Chifa. Sunt diferite preferințe. Și îngrozit de cele întâmplate, apostolul sare în mijlocul lor și pune întrebarea aceea. S-a răstignit oare vreunul dintre noi pentru voi? Cum dar a ajuns Hristos să fie împărțit? Vreți să știți despre Chifa cât este el de important? Vă spun eu. Zice, Chifa este nimic. Vreți să știți și despre Apollo cât este el și el este nimic? Vreți să știți despre mine și eu, zice, sunt nimic? Și acum, dacă ei erau nimic, cam cât nimic sunteți voi și cam cât nimic sunt eu? El, Apostolul Pavel, când vorbește despre slujba lui, despre apostolia lui, s-a așezat pe cea din urmă treia. Eu, zice, sunt cel din urmă dintre apostoli, nici nu merit numele de apostol. Mi s-a arătat ca unei sârpituri și toate celelalte. S-a așezat singur pe cea din urmă treaptă, n-avea unde să-l dai mai jos. Și când vorbește despre starea lui de păcat, eu, zice, sunt cel mai mare, cel din tâi dintre păcătoși. S-a așezat tot așa pe ultima treaptă și n-avea unde să-l dai mai jos. Între noi ceva deosebiri morarei există, putem să ne comparăm. Dacă îmi stai înaintea neprihănitului Fiul de Dumnezeu, nu poți să spui decât același cuvânt. Sunt cel mai mare ticălos și păcătos și nelegiuit și toate celelalte. Să nu vă necăjiți de copiii ăștia care strigă, ei sunt pentru mine un ajutor, că dacă ei strigă, trebuie să strig eu mai tare decât dânsii și se aude mai bine în adunare. Trebuie să avem iubire și înțelegere pentru toți. Voi aveți lupte mari pe calea credinței și lupte cu păcatul și cu lumea și cu firea. Mi-a plăcut băiatul ăsta cât a fost el de sincer. Așa este, mai întâi vine ce e firesc și pe urmă ce e duhovnicesc. Ce-mi trebuie mie, sau eu la ușa plec? Dar a avut înțelepciune și s-a întors și Domnul a binecuvântat. Așa suntem toți, avem fel și fel de porniri, fel și fel de impulsuri și de stări. Și vrei să fii biruitor în lupta cu demoni. Nu există decât o singură cale. Spune că Dumnezeu înalță pe cei care se smeresc. Asta e singura cale. Singura cale, nu există a doua, nu există a treia. Vrei să fii înălțat deasupra lumii, deasupra păcatului, firii și deasupra demonilor? Există o singură cale. Dumnezeu înalță pe cel care se smerește. Și așa spune și cântecelul acesta, din zi în zi mă văd mai mic, mai gol și mai sărac de tine. Asta e pocăința și alta nu este. Știu că mergeam într-o adunare și pastorul îmi poruncea să cânt și cântarea aia. Și ascultarea face mai mult decât orice jertfă și cântam. Și așa se înfuria unul în adunare, iar ne cânt. Cântarea nu ne mai lasă. Dar Dumnezeu s-a îndurat și i-a dat și omul acestuia nașterea de sus prin Duhul Sfânt, că avem și în adunare oameni nenăscuți din Dumnezeu, mulți la număr. Și acum dacă era el născut din Dumnezeu, născut de sus cu Duhul Sfânt, el îmi poruncea de câte ori veneam la adunare să cânt și cântarea neapărat. Așa că să luăm aminte de la mic la mare și de la mare la mic și eu cel din tâi. Ai înțeles proverbul acest, zice, la superbie andou a cavalo e tornò a piedi. Domnul Iisus zice, învățați de la mine. Noi în general vezi mai mult de la an la grozăvia, să era să zic aiurea la asta. Nu știu ce doctor și nu știu ce
titlul și știință înaltă și alte grozăvii. Dar Domnul zice, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu ei. Asta era diploma lui cea mai înaltă. Smerit. Din zi în zi mă văd mai mic, mai gol și mai sărac de tine. Cu cât spre tine mă ridic, cu atât văd golul meu mai bine. Cu cât spre tine mă ridic, cu atât văd golul meu mai bine. Din zi în zi mă văd mai mic, ce uriaș eram sub soare, iar azi când am ajuns pitic, mă-ntreb ce pot fi mâine oare. Iar azi când am ajuns pitic, mă-ntreb ce pot fi mâine oare. Din zi în zi mă văd mai mic și aștept un prag de împlinire, să ajung un fericit nimic ce adoră veșnica iubire. Să ajung un fericit nimic ce adoră veșnica iubire. Osana, aleluia, osana, aleluia. Să ajung un fericit nimic ce adoră veșnica iubire. Să ajung un fericit nimic ce adoră veșnica iubire. Osana, aleluia, osana, aleluia. Osana, aleluia, osana, aleluia. Amin. Acum cineva mi-a poruncit să cânt și o altă cântare. Mai lăsăm și pentru mâine seară și dacă Domnul se îndură și pentru marți seară. Și în toate să fie numele Domnului înălțat și binecuvântat și sufletele noastre întărite și mântuite. Deschidem Sfintele Scripturi prin îndurarea Domnului la pagina 1061, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul al 5-lea, începând cu versetul 27. Faptele Apostolilor, capitolul al 5-lea, începând cu versetul 27, unde cuvântul Domnului spune așa. După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului și marele preot i-a întrebat astfel. Nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om. Petru și apostolii ceilalți drept răspuns i-au zis, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus pe care voi l-ați omorât atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Amin. Să luăm loc și să ascultăm cu luare minte cuvântul Domnului. Iar cei care primiți îndemn din partea Duhului Sfânt și în seara aceasta, rugați-vă stăruitor Domnului și pentru mine, dar și pentru voi, ca să ducem toți cu bine șederea și slujba care ne stă în față până la capăt. Amin. Spune cuvântul Domnului că Domnul Iisus va reveni pe norii cerurilor în putere, în mărire și în slavă dumnezeiască la miezul nopții. Miezul nopții din punct de vedere fizic este atunci când pământul se găsește la cea mai mare depărtare de soare, iar din punct de vedere spiritual, miezul nopții este atunci când omenirea se găsește la cea mai mare depărtare de Dumnezeu. De la an la an, păcatul este tot mai prezent și tot mai răspândit pretutindeni în lume,
Și spunem că o mare durere este tot mai prezent și tot mai răspândit și în biserică. De la an la an, puterea întunericului este tot mai prezent și tot mai răspândită pretutindeni în întreaga lume, de la un capăt la celălalt. Și spunem că o durere încă mai mare, puterea aceasta a întunericului, este tot mai prezentă și tot mai răspândită și în biserică. Și puterea tot mai mare și nemaipomenită a păcatului și a întunericului nu poate fi contracarată prin mijloace omenești, pământești, nu poate fi contracarată decât de o putere mai mare, și puterea aceasta mai mare este Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu. Spune în Scripturi că Duhul lui Dumnezeu este mai tare decât Duhul lumii și mai spune că Cel ce este în noi, Domnul Iisus, este mai mare decât Cel care este în lume. Dacă eu v-aș spune în seara aceasta, în locul acesta, voi nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, v-aș minți. Pentru că Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, spune așa: voi nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Și adaug: dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Poți să stai la adunare 10 de ani și să faci și slujbe de un fel sau de un alt. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui Hristos. Dacă n-are cineva Duhul Sfânt, dacă n-are cineva Duhul lui Dumnezeu, nu este a lui Dumnezeu. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Despre Duhul Sfânt, despre pogorârea Duhului Sfânt, despre umplerea cu Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, darul Sfântului Duh, au fost spuse în biserică de-a lungul miilor de ani, fel și fel de lucruri. Au fost învățători de un fel sau de un altul și învățători de un fel sau de un alt. Noi nu vom spune în seara aceasta nimic din învățătura vreunui învățător sau din învățătura vreunui biserici, ci prin îndurarea Domnului vom spune numai ceea ce scrie în cartea aceasta sfântă și minunată Biblie. Și acum cuvântul Domnului spune că Iisus, când va veni pe norii cerurilor, îi va duce acasă, îi va duce în slavă numai pe ai Lui. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului, ci înaintea lui Dumnezeu se are în vedere inima omului. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Și Scriptura pe care am citit-o este un episod foarte important. Lupta bisericii din vremurile de odinioară și lupta bisericii de-a lungul veacurilor până la sfârșit. Sfinții erau înaintea autorităților cele mai înalte din vremea de atunci, autorități politice și religioase care aveau putere și drept de viață și de moarte asupra oamenilor. Și le-au fost aduse niște acuzații foarte grave. Noi v-am poruncit cu tot din adinsul să nu mai învățați pe norod în numele acesta, în numele Iisus, și iată că voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acelui om. Asta e o acuzație foarte gravă. Și m-am gândit în inima mea că este cea mai frumoasă și minunată acuzație de mi s-ar aduce și nouă tuturor și de mi s-ar aduce și mie acuzația aceasta. Mie să mi se spună: ai umplut întreg Bucureștiul cu numele Iisus și ai umplut întreaga României cu numele Iisus și cu Evanghelie, și vouă să vi se spună la fel: ați umplut întreg orașul acesta cu numele Iisus și cu învățătura aceasta, cuvântul Domnului și Evanghelie. Și Apostolul Petru, împreună cu ceilalți ucenici, chiar și când n-au auzit nimic din toată acuzația aceasta din calea afară de grav, că nu lumina trebuie să tremure înaintea întunericului, ci invers. Pentru că nu întunericul a biruit lumina, ci lumina a biruit și biruie și astăzi întunericul. Și în cuvântul lui, care nu este un cuvânt de apărare, este un cuvânt în care mărturisește adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Și cuvântul lui începe cu ascultarea și se încheie cu ascultare. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și sfârșitul cuvântului lui zice: noi suntem martori acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Nu trebuie să fii nici savant și nici mare teolog ca să tragi de aici o concluzie de însemnătate excepțională, și anume: Dumnezeu a dat și dă Duhul Sfânt numai și numai celor ce ascultă de El. Noi suntem martori acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Dumnezeu dă Duhul Sfânt numai celor ce ascultă de El.
De exemplu, într-o familie, bărbatul care trebuie neapărat să fie capul familiei, capul soției. Dacă nu sunt în ascultare de Iisus, care este capul oricărui bărbat, n-are Duhul Sfânt și nici nu poate să primească Duhul Sfânt, afară doar dacă nu se pocăiește de păcatul și de nevegherea aceasta grozavă. Tot într-o familie, nevasta, dacă nu stă cu toată supunerea în ascultare în Domnul de bărbatul ei, nu are Duhul Sfânt și nu poate să primească Duhul Sfânt. Pentru că Dumnezeu a dat și dă Duhul Sfânt numai celor ce ascultă de El. Tot într-o familie, copiii care nu ascultă în Domnul de părinții lor, nici ei n-au Duhul Sfânt și nici nu pot să primească Duhul Sfânt, până nu se pocăiesc de păcatul și de fără de legea aceasta nemaipomenit. Eram într-o adunare și la sfârșitul adunării, o tânără fată, 17-18 ani cât o fi avut. Trebuie să-ți faci timp, îmi spune, și să stai cu mine de vorbă și să mă asculți. Am așa niște lupte mari și am așa niște ispite de mamă. Și trebuie să te rogi pentru mine ca Dumnezeu să se îndure și să mă elibereze. Și a venit vremea și mi-am găsit timp și am stat cu fata aceasta de vorbă. Ne-am rugat mai întâi și am pus totul în mâna Domnului. Și în vreme ce fata își deschidea și își vărsa focul inimii înaintea Domnului și înaintea mea, eu mă rugam în inima mea și spuneam, Doamne, fă-mi de cunoscut, prin Duhul Sfânt, de unde vin toate relele în viața acestei fete, ca să nu-i vorbesc dintre ale mele, că nu i-ar fi nici ei de niciun folos și nici mie. Și după un timp i-am făcut fetei semn cu mâna să se oprească. Duhul Sfânt îmi face de cunoscut că ești stăpânită de un duh de răzvrătire. Ești stăpânită de un duh de neascultare. Și din pricina faptului că nu asculți mai deloc de părinții tăi, în casa voastră deseori este așa o ceartă și așa o tulburare de mare și uneori, cum ai zice, un război în toate regulile. Și până nu te pocăiești de duhul acesta de răzvrătire, orice cine s-a rugat pentru tine, nu se poate face nimic. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, zice păcatul și nelegiuirea voastră pune un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru și îl împiedică să vă asculte. Când ai să hotărăști să te pocăiești și să lepezi în foc duhul acesta de răzvrătire, nu trebuie să fiu la un metru distanță și la 1000 de kilometri să fiu. Îmi faci recunoscut și ne rugăm și Domnul își va întinde mâna și va aduce binecuvântare și pentru lăuntru și pentru afară. Noi suntem martori acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Acum merg un pas mai departe ca să înțeleagă și mai bine. Cei care vin la adunare, dacă nu stau în ascultare cu toată supunerea de mai mari biserici în Domnul, nici ei n-au Duhul Sfânt și nici nu pot să primească Duhul Sfânt, afară doar dacă nu se pocăiesc în sac și în cenușe de nebunie aceasta, de grozăvie aceasta. Cei care sunt în fruntea bisericii, slujitori de un fel sau de un alt, dacă nu stau în ascultare de Iisus, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, nici ei n-au Duhul Sfânt și nici nu pot să primească Duhul Sfânt, afară doar dacă nu se pocăiesc de nevegherea și de grozăvie aceasta, păcatul acesta care se numește răzvrătire, nevegherie, îndărătnicie și altele de felul acesta. Despre Domnul Iisus, Biblia cuvântului Dumnezeu ne spune, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nesus de mult și i-a dat un nume care este mai presus de orice ce nume. Și este singurul nume dat omului sub soare să se mântuiască. Ascultarea deschide ușa Domnului pentru tine și pentru casa ta și închide ușa diavolului. Neascultarea care se mai numește și răzvrătire, duhul acesta lui Absalom, închide ușa Domnului pentru tine și pentru casa ta și deschide larg ușa diavolului. Și diavolul n-așteaptă multe invitații, intră și după aceea în mod sigur îți face și viața și îți face și casa praf. Ascultarea aduce cerul în inima și în casa ta și te duce în cer. Și neascultarea, care se mai numește și răzvrătire, aduce iadul în inima și în casa ta și mai apoi te duce în iad. Domnul Iisus era pe pământ și le vorbea ucenicilor ca prieteni mult iubiți, înainte să pătimească pentru mântuirea noastră și înainte să se răsignească pentru noi. Și la un moment dat le spune în Ioan capitolul al 16-lea,
trebuie să mă duc. Căci dacă nu mă duc eu, Duhul adevărului, Mânghietorul, Duhul Sfânt nu va veni la voi. Dar dacă eu mă duc, zice, vi-l voi trimite. Și versetul cu numărul 13 zice, când va veni Duhul adevărului, Mânghietorul, are să vă călăuzească în tot adevăr. Auzi ce spun? Nu oamenii și nu schițele de predici de pe internet sau alte lucruri de felul acesta, înțelepciunea, teologia sau filozofia oamenilor, lasă-le pe asta. Zice, Duhul adevărului, Mânghietorul, are să vă călăuzească și pe voi, adică și pe noi, în tot adevăr. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Duhul Sfânt este Hristos în noi. Duhul Sfânt este Hristos cu noi și Duhul Sfânt este Hristos în mijlocul nostru. Și El vorbește. Zice, El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Duhul Sfânt este Dumnezeu, ne conduce, merge înainte și noi prin veghere, adevărata pocăință, prin ascultare, trebuie să mergem în urma Lui. Pe drumul acesta, călătoria prin pustia vieții spre Canaanul cel Ceresc. Cartea aceasta minunată, Cartea Faptelor Apostolilor, pe care unii pe bună dreptate o numesc Cartea Faptelor Duhului Sfânt, ne descoperă vitejiile și actele minunate pe care le-au săvârșit Sfinții prin Duhul Sfânt, vremurile de odinioară, de a găsi și luptele și încercările și suferințele foarte mari. Și îți vine să spui ce greu le-a fost lor. Dar Apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, zice, nu, vouă vă va fi greu, pentru că în zilele de pe urmă, vremurile vor fi rele. Au și Sfânt. Să nu vă lăsați înșelați și să nu vă înșelați voi pe voi înșivă. De aici mai departe, zilele vor fi și mai rele și vor fi și mai grele. De aici este făgăduința aceasta de însemnătate excepțională. Spune, Duhul adevărului, Mânghietorul, are să vă călăuzească în tot adevărul și pe noi. Eu nu mă mir câtuși de puțin când aud pe cineva că spune, așa vorbește Domnul. Biblia spune, dacă vorbește cineva, nu-i plac lui Dumnezeu oamenii muți, cum nici nouă nu ne-ar plăcea să avem copii muți, nu-i așa? Deci zice, dacă vorbește cineva să vorbească, cum zice mai departe, cuvintele lui Dumnezeu. Amin. Și după aceea eu nu mă mir câtuși de puțin când aud pe cineva că spune, Duhul Sfânt mi-a vorbit, sau când spune așa vorbește Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Dumnezeu, Duhul Sfânt vorbește. El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi, zice, lucrurile viitoare. Merg și eu din adunare în adunare și întâlnesc mii și mii de oameni. M-am gândit în inima mea în vreme ce ședeam pe scaun, de multă vreme sunt foarte dator și pentru partea aceasta însemnată de România, care este Bucovina, Suceava și împrejurimile. Și de multă vreme mă cheamă frații, vino și vino și vin. Și dacă n-am ajuns eu acolo, am ajuns la voi, că mulți dintre voi sunteți de pe acolo. Și întâlnesc și eu mii și mii de oameni în biserici de un fel sau de un alt. Și de la an la an tot mai mulți între cei înșelați în adunările noastre, de către înșelătorul sau se înșală ei pe ei înși. Sunt în adunările noastre oameni obraznici, oameni îndărătnici și oameni aroganți, care ei cred că ar avea Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu este numit nici arogantul, nici obraznicul și nici îndărătnicul. Duhul Sfânt este numit Mânghietor. Și lucrarea pe care o face Duhul Sfânt este și trebuie neapărat să fie o lucrare de mânghiere, de sfătuire și de zidire. Unii se înșală mai grav și gândiți că ar avea pe lângă Duhul Sfânt și un dar de slujire din partea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și sunt oameni firești, sunt oameni lumești și flecari, și sunt oameni clevetitori, mereu și mereu, care vorbi de rău când pe unul, când pe celălalt, și slujitorii și casa Domnului și așa mai departe. Duhul Sfânt nu este numit nici flecarul, nici firescul, nici lumescul și nici clevetitor. Duhul Sfânt este numit Duhul Adevărului și este numit Mânghietor. Și dacă ești cercetat în seara aceasta, în locul acesta, de cuvântul Domnului și de Duhul Domnului, pocăiește-te în sac și în cenușă înaintea lui Dumnezeu. Și strigă după milă și după îndurare și spune, Doamne, în mila și în îndurarea Ta, dă-mi o inimă de car, dă-mi o inimă ascultătoare, curată și sfântă, și să plece de la mine Duhul de răzvrătire și aroganța și obrăznicia și clevedirea și toate relele.
Dumnezeu a dat și dă Duhul Sfânt numai și numai celor care ascultă de ei. Acum, într-un fel, timpul este înaintea. Și că până la ora 8, cum ai zice, este program religios în adunare. De la ora 8 încolo începe slujba dumnezeiască. Și care sunteți supărați, cum s-a mai mult în seara asta, în locul acesta la adunare, puteți să deați bina și pe mine, dar dați și pe Dumnealui și pe el alți frați care ei mi-au poruncit să nu te oprești și cât dă Domnul să mergi înainte, să ții bine mâna pe coarnele plugului. Dacă am venit prin îndurarea Domnului în mijlocul vostru, mă gândesc în inima mea, datoria mea de rob, nevrednic și netrebnic al Evangheliei, să las și în adunarea aceasta, cum spunem noi, o sămânță cât mai bogată. Să ne facem măcar puțin de el partea de datorie și ce îmi pune și mie Dumnezeu în traist, dă-o și eu altora, ca să fie pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea noastră a tuturor. Noi, ca slujitori, ar trebui să avem pe inimă mereu și mereu două ținte, și anume trezirea și zidirea Bisericii lui Hristos. Fiecare biserică ar trebui să aibă pe inimă o singură țintă, mântuirea semenilor și zidirea Bisericii. Asta trebuie să facem toți. Ca să înțelegi și mai bine ce înseamnă când Dumnezeu a dat și dă Duhul Sfânt celor ce ascultă de El, am să citesc în câteva locuri în cartea aceasta Faptele Apostolilor, și în nădejdea că vă voi sârni la o mare gelozie și veți citi din această carte cu un mare foc cum n-ați mai citit niciodată până acum. Spune în cel din tâi capitol, versetele cu numărul 4 și 5, pe când se afla cu ucenicii, Iisus le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis, el ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile, zice, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus le-a dat ucenicilor două porunci. Ei au ascultat de Dumnezeu și pentru că au ascultat de Dumnezeu, nu pentru că ar fi avut vreo vrednicie înaintea cerului, pentru că au ascultat de Dumnezeu, au primit Duhul Sfânt. Cea din tâi poruncă să nu se depărteze de Ierusalim. Cea de-a doua poruncă să aștepte acolo. Nu le-a spus că după 10 zile. Nu după multe zile veți primi Duhul Sfânt. Pot eu să zic că după 3 zile nu s-a întâmplat nimic, ne ducem acasă. Sau după 5 zile, sau după 7 zile, dar pentru că au ascultat de Dumnezeu, nu s-au depărtat de Ierusalim și au așteptat acolo făgăduința Tatălui, în ziua cinzecimii, au primit Duhul Sfânt, pentru că Dumnezeu a dat și dă Duhul Sfânt numai și numai celor ce ascultă de El. Acum, în capitolul al 8-lea, ni se spune despre Filip, plin de Duhul Sfânt, s-a dus în Samaria, a vestit cuvântul Domnului. Domnul în mila și în îndurarea lui a însoțit vestirea Evangheliei cu semne și minuni. Parte din samariteni au crezut cuvântul vestit de Filip și au fost botezați. Încă o dată zic, merg și eu din adunare în adunare și există adeseori o mare nemulțumire, sunt unii în adunare, numai la amvon și numai la amvon și numai la amvon ar vrea. Și dacă nu le vine și lor cât mai des vreme la amvon și cât mai mult să se ia la amvon, sunt foarte supărați. Și le spun și lor și vă spun și vouă, Filipe, Filip, că nu este loc în amvonul din Ierusalim pentru tine, du-te în Samaria. Sunt și acolo suflete, creaturi ale mâinilor lui Dumnezeu, care au nevoie de mântuire și de mântuitor. Cei de la Ierusalim au aflat că cei din Samaria au primit cuvântul și au hotărât să trimită pe doi dintre ei, Petru și Ioan, ca să se roage pentru samariteni și să primească Duhul Sfânt. Cei doi, Petru și Ioan, au intrat în ascultare de Dumnezeu, intrând în ascultare de mai mari de la Ierusalim. În vreme de atunci să te duci în Samaria era primejdie de moarte. Intrai într-un sat al samaritenilor, dar nimeni nu-ți garanta că-i să mai ieși viu din mijlocul lor. Era o ură grozavă. Și versetul 14 zice, apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogorâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Isus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Este tot o cinzecime care se săvârșește diferit de cinzecimea de odinioară. Și cei din Samaria care au fost botezați au intrat în ascultare de Dumnezeu, intrând în ascultare de cei doi, Petru și Ioan. Ei puteau să spune, fraților, nu vă supărați,
Să vină Filip, el ne-a botezat, el ne-a vestit cuvântul și să ne spună el învățătura aceasta, teologia aceasta și să se roage el pentru noi cu punerea mâinilor. De ei nu a spus așa. Și pentru că au ascultat de Dumnezeu, ascultând de cei doi, Petru și Ioan, Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt. Pentru că Dumnezeu dă Duhul Sfânt numai și numai celor care ascultă de ei. Dau pagina și în capitolul al 9-lea este un alt episod foarte important, din care Biserica Domnului se hrănește de mii de ani în chip minunat. Convertirea rabinului Saul din Tars. Și spune cum Saul din Tars, om mare și tare, după ce a făcut prăpăd în Biserica de la Ierusalim, a luat scrisori de la marele preot, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței la Damasc, să-i aducă legați la Ierusalim, atât bărbați cât și femei. Au și spune, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, că stai pe lângă sau pe marginea căii credinței și te uiți cum umblă alții și mai și râzi de ei, n-are nimeni nimic în contrat, poți să stai liniștit. Dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței. Și cât era el de mare și de tare pe drumul Damascului, vede o lumină orbitoare, o lumină din cer, cade cu fața la pământ și aude un glas de Dumnezeu, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și aș fi așa de fericit dacă în seara aceasta, în locul acesta, toți prigonitori, toți persecutorii pocăinții și căii cele adevărate a credinței, și-ar auzi și ei din cer glasul, s-ar auzi și ei pe nume, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Când prigonești, un frate din adunare își mânios pe el, nu mai zic batjocoritor și toate celelalte, îl prigonești pe Iisus însuși. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și de acolo, din sărâna pământului, bărbatul acesta minunat pune două întrebări puternice. Cea din tâi întrebare, cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus. Și când a aflat cu cine are de face, vine a doua întrebare. Și de fiecare dată zice, Doamne și Doamne, Doamne, ce vrei să fac? A doua întrebare. Putea să spune, dacă ești Dumnezeu, să-mi dai putere, să capăt iarăși vederea, să ceară ceva pentru el. Dar nu s-a spus așa. Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Iisus. Intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Și a intrat de aici mai departe Saul din Tars în ascultare de Dumnezeul cel viu și adevărat. În același timp, Domnul Iisus îi se descoperă pastorului bisericii din Damasc, mai zice. Și Anania intră la sfat cu Dumnezeu și spune, Doamne, dar am auzit că a făcut prăpăd la Ierusalim și vine cu același gând rău și aici. Și așa frumos îi spune Domnul, lasă, zice, că uite, el se roagă. Și îi spune mai departe în versetul 15, du-te că cel este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. O, ce spune. Între învățăturile acestea false care creează lepădarea de credință în toate bisericile din lume și s-a infiltrat învățătura aceasta și în bisericile din România, este așa numită Evanghelia Prosperității. Să te pocăiești, să te întorci la Dumnezeu, să crezi în Iisus, în sângele crucei Lui și de aici mai departe poți să stai liniștit, o viață de huzur. Toate o să-ți meargă de minuni și o să fii și sănătos și deștept și frumos și bogat. Serviciu bun, mașină bună, casă mare, cine să mai fie ca tine? Au și minciună grozavă. Când mai vine cineva la voi cu minciuna aceasta, puteți să-i citiți și versetul care a fost citit, 16. Îi voi arăta, cum spune, tot ce are să sufere pentru numele meu. Și tot el este cel care spune mai târziu, în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necaz. Și unde spune multe, multe înseamnă multe. Și pentru voi și înseamnă și pentru mine. Nu-i mai mințiți pe oameni și nu le mai spuneți oamenilor altceva decât ceea ce scrie în Cartea Sfântă. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, după aceea este pace și de-abia după aceea zice că este o bucurie care vine din Duhul Sfânt. Eu și Sfânt. Spune-le oamenilor dacă te pocăiești și să-i crezi în Iisus și în sângele crucii Lui, o să vină cele mai mari necaz, ei din familie să te urască, să te scoată afară din casă, să rămâi fără de serviciu, fără sănătate, chiar și fără de viață. Spune-i toate necazuri. Dar mai spune că în necazurile acestea mari și grele nu vei fi niciodată singur. Și Iisus va fi cu tine și va fi în tine și va lupta pentru tine și îți va aduce așa mângâieri și așa biruințe și așa bucurii
că nu se pot descrie ele în cuvânt omenesc. Toți oamenii au nicasă. Ei fără de Dumnezeu nicazurile, îi tulbură și îi bagă în spital și după aceea ni-a. Ei cu Dumnezeu nicazurile, îi curăț, îi întăresc și îi apropie de cer, îi apropie de Domnul. Când îi spui unui om minciuna aceasta nimeni pomenit, că viața cu Iisus este dulce și numai dulce, îl îmbolnăvești de boala aceasta de zahăr, care se numește diabet, și când îi vine în viață unicaz, că vine, nu trebuie să alergi după el, care alergă el după tine, nu știe să clarifice bietul om și unii dintre ei ajung la disperare, își pierd și mințile, ajung la depresie. Și acum intră și el Anania în ascultare de Dumnezeu și versetul 17 zice, Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și a zis, frate Saul, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Așa spune. A intrat în ascultare de Dumnezeu Anania și a intrat în ascultare din nou și Saul din Tars de Dumnezeu intrând în ascultare de Anania. Putea să-i spună lui Anania, nu te supăra, nu vreau să te jignesc, caută să mă înțelegi, sunt și eu cineva, să vină de la Ierusalim mai mari biserici și să facă ei slujba aceasta pentru mine, să se roage ei pentru mine și să-și pună ei mâinile peste mine ca să încapăt eu vederea și să mă umplu de Duhul Sfânt. El n-a spus așa. Câte mofturi și câte pretenții până adunările noastre. O, zice, la binecuvântarea copilului meu să vie cu tare, și la nunta mea să vie cu tare, și la botezul meu să vie cu tare. Băi, este câte unul care zice și la înmormântarea mea să vie cu tare. Fel și fel de pretenții. Poate să vină și cu tare, peste cu tare, dacă nu vine Domnul, degeaba. Mă gândesc prin harul Domnului să ajung și eu cu bine în cer. Și când îi ajunge, am să rog un înger, du-mă la casa lui Anania, el despre care scrie în Biblie, în capitolul al 9-lea din Faptele Apostolilor, să-i dau eu o sărutare frățească și românească și să-i mulțumesc din toată inima, de pilda ascultării, de credincioșia lui. Ce lucrare mare a făcut Anania? Pare un om anonim, dar nu este deloc anonim. Păi de aici, mai departe, Saul din Tars, pe care biserica îl cinstește cu numele de Apostolul Pavel, a devenit unul dintre cei mai mari și cei mai importanți oameni care au trăit pe pământul acesta prin Duhul Sfânt. Unul dintre cei mai mari și însemnați visitori Evanghelii de la lucrarea aceasta. A ascultat și el, a ascultat și Anania și Dumnezeu i-a dat Duhul Sfânt. Pentru că Dumnezeu a dat și dă Duhul Sfânt numai și numai celor care ascultă de El. Uite, vă mai citesc și din capitolul al 10-lea puțin, mai citiți voi acasă după aceea capitolul al 19-lea cu biserica din Efes. Și ăsta este un episod de frumusețe excepțional. Biserica se hrănește de mii de ani din scriptura aceasta. Unul cu numele Corneliu dintre neamuri, cum suntem și noi. Și a avut din partea lui Dumnezeu o descoperire deosebită. S-a descoperit prin îngeri și vedeni, să face asta, așa, asta, așa. Și l-a trimis îndată la Iope, în casa lui Simon Tăbăcarul, ostași cu cernici, să împlinească porunca lui Dumnezeu. În același timp, Dumnezeu îi se descoperă și lui Petru, prin vis, prin vedenie, prin îngeri. Și de trei ori trebuie să-i spună asta, așa, asta, așa. Așa se întâmplă când Dumnezeu face o schimbare majoră în viața noastră. Suntem îndărătnici. Nu este ușor să asculți. Și de trei ori Domnul s-a descoperit să nu numești necurat ceea ce eu, Domnul, l-am curățit. Vin ei soldații cu cernici de la Corneliu, la partea unde era Petru, și Petru împreună cu alții de intră în ascultare de Dumnezeu și se duc în casa lui Corneliu. Și versetul 33, Corneliu, vorbind cu Petru, spune așa niște cuvinte de frumoase și de însemnat. Eu ce spun? Am trimis îndată la tine. Și după aceea urmează ceva și mai frumos. Și bine ai făcut că ai venit. Eu ce spun? Corneliu îi spune lui Petru. E cum îi zice un stâlp al bisericii, nu? Apostol. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Asta este ascultare, așa alta nu este. Îndată înseamnă îndată. Și după aceea adaugă și zice, acum da, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea unui om. Oriunde este omul lui Dumnezeu, este și Dumnezeu prezent. Și unde este Dumnezeu prezent, este casa lui Dumnezeu. Toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ne spui, nu ce scrie prin cărți, nu ce e pe la internet sau mai și eu pe unde, tot ce ți-a poruncit Dumnezeu să ne spui, asta să ne spui. Am trimis îndată la tine. Eram într-o familie și discutam cu mai multe familii de astea de credincioși.
despre cuvântul Domnului, ascultare și Dumnezeu. Și o femeie credincioasă și simpatică întreabă la un moment dat, dar cum să ascultăm noi de bărbații noștri ca la armată? Și eu am zis exact ca la armată. Îndată înseamnă îndată, ca la armată. Ca să nu existe dubii și neînțelegeri în mintea cuiva, să vă spun ce înseamnă ca la armată. De exemplu, într-o familie, soțul îi spune soției, draga mea, adu-mi, te rog, un pahar cu lapte cald. Dacă ea este o femeie firească, dacă este o femeie lumească, ea mai lasă-mă în pace. Ce atâta, iete-te la el, parcă aș fi sluga lui. De ce tu nu ieși în sare să te duci și să-ți iei singur? Lasă-mă în pace. Asta este o femeie firească și lumească. Poate să umble la adunare 100 de ani, tot firească și lumească rămân. Dar dacă este o femeie plină de Duhul Sfânt, dacă este o femeie duhovnicească, o să-i spună imediat, dragul meu, și se duce și aduce paharul cu și o sărutare și îl binecuvintează numele Domnului. Asta e o femeie duhovnicească. De acum să trecem și în partea bărbaților. Este o femeie care a spălat perdelele și vine vremea să pună perdelele la locul lor și nu este chiar așa ușor. Și spune bărbatului, dragul meu, vino, te rog, și ajută-mă să pun eu perdelele la loc. Dacă el este un om firesc, dacă este un om lumesc, poate stă și la nebunească să televiziune și cine și el la ce prostii se uit, că fi vreun meci, că fi cu știrile sau alte baliverne de felos. O să-i spune nevestei lui, ia mai lasă-mă în pace. Acum te-ai găsit și tu, vezi de treabă, lasă-mă că am altceva mai important de făcut. Ăsta e omul firesc și lumesc. Dar dacă este un om duhovnicesc, îi va spune soției lui, imediat, draga mea, și sare de la locul lui și se duce să-și ajute soția. Și după ce pune împreună cu soția perdelele la locul lor, îi dă așa o mângâiere soției și îi spune, ce mare har și ce dar am primit eu prin tine din partea Domnului, și dă și o sărutare și o binecuvântează în numele Domnului. Asta înseamnă îndat. Și după aceea Petru, în versetul 34, a început să vorbească și a zis, în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor morți, celor vii și a celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre El că orice cine crede în El, capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Nu-l spune oamenilor religia ta și teologia ta și confesiunea ta sau altele de felul acesta, că nicio religie nu mântuiești. Spune oamenilor ce ți-a poruncit Dumnezeu să spui, ce scrie în Cartea Sfântă. Și acum, în seara aceasta, în locul acest, poți să fii cel mai mare ticălos, cel mai mare bandit, cel mai mare nelegiuit și să faci toate relele și scârboșenile de pe pământ. Eu și spune aici, orice cine crede în El, și cuvântul acesta, orice cine, este cel mai cuprinzător cuvânt de pe pământ. Intrăm toți în el. Miliardele de oameni care sunt în generația noastră intră în cuvântul ăsta, orice cine. Orice cine crede în el, capătă prin numele lui iertarea păcată. Unde ești în seara aceasta, în locul acesta? Spune din toată inima, strigând la Domnul, Doamne, cred și eu în Fiul Tău și în numele Lui Iisus Hristos, și să fii desăvârșit încredințat că ești iertat de orice păcat și ești dezlegat de orice patimă sau putere întunericului sau alte de felul acesta. Că numele Iisus, un nume mai presus de orice nume, în numele acesta este toată puterea în cer și pe pământ. Și este o putere minunată și de iertare, și de vindicare, și de eliberare, și de mântuire, și de sfințire, și de întărire, și toate celelalte. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți, când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neam. Căci auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu, atunci Petru a zis,
Se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt? Cum zice mai departe? Ca și noi. Este o altă cincizecime. Și aici se folosesc trei expresii cu privire la aceeași lucrare. Versetul 44 zice, s-a pogorât Duhul Sfânt, versetul 45, darul Duhului Sfânt s-a vărsat și versetul 47, au primit Duhul Sfânt. Ca și noi înseamnă ca și noi. N-a venit cineva să-și pune mâinile pe ei ca să împartă darul acesta, Duhul Sfânt, și să se roage pentru ei. Și înainte ca să fi fost ei botezați, în timp ce Petru vorbea, Duhul Sfânt s-a pogorât, au primit Duhul Sfânt cei din casa lui Corneliu pentru că au ascultat de Dumnezeu. Și Corneliu a ascultat de Dumnezeu, și Petru a ascultat de Dumnezeu, și cei din casa lui Corneliu au ascultat de Dumnezeu, ascultând de trimisul lui Dumnezeu de Petru. Și Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt, pentru că Dumnezeu a dat și dă Duhul Sfânt tuturor celor care ascultă de El. Spuneți-le copiilor voștri mereu și mereu în casele voastre. Cuvântul acesta atât de important, făgăduința aceasta o găsești în Biblie. Și știi ce spune? Darul acesta, darul Sfântului Duh, este pentru voi și pentru copiii voștri. Oricât de departe ar fi acum, 2000 de ani mai târziu, cum suntem noi astăzi aici, în oricât de mare nume, îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Spune copiilor, spune tinerilor, noi suntem chemați de Dumnezeu. Și darul acesta este pentru noi toți. Și eu și spune el, profetul Ioriel, că în vremurile de pe urmă Dumnezeu va turna din Duhul Lui peste orice făptură. Și spune că feciorii noștri și fetele noastre vor proroci. Și spune că tinerii și bătrânii vor avea vise și vedenii. Dar nu e Evanghelia aceasta prosperități. Vise și vedenii de înălțare de sine, deștepți, bogați, sănătoși și frumoși. Vise sfinte și vedenii sfinte. Vor vedea cerurile deschise și slava lui Dumnezeu. Vor vedea îngerii lui Dumnezeu pregătind de zor împărăția de 1000 de ani a lui Hristos. Asta înseamnă vise sfinte și vedenii sfinte. Și ai tineri, și ai bătrâni, că Duhul Sfânt face o unitate. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un gen, o inimă și un suflet. Întâlnesc și eu fel și fel de oameni și slujitori. Și de la an la an este tot mai greu cu slujba în casa Domnului, că tot mai mulți răzvrătiți. Tot mai mulți și tot mai mulți cu Duhul lui Absalom. Și tineri, și maturi, și vârstnici adeseori, și sunt și bărbați și femei, tot mai greu. Și sunt unii slujitori care zic, nu mai pot și nu mai pot. Îmi vine să le las toate și să mă duc unde îi vedea cu ochii, nu mai pot. Am întâlnit un slujitor într-o adunare care mi-a zis, mai bine să mă omoare Dumnezeu. Așa o apăsare de mare era peste el. Și eu mă bucur și de ei care zic, nu mai pot, și mă bucur și de ei care zic, mai bine să mă omoare Dumnezeu. Că atunci când nu mai putem, noi poate Dumnezeu. Și este cel mai mare har să ajungi la concluzie, eu nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Bine faci că nu mai pot. Lasă-L pe Dumnezeu să poată. Și îl dau și lor exemplu pe bărbatul acesta, că mi-a pomenit numele lui în seara aceasta aici, numele lui Moise. Unul dintre cei mai mari și însemnați oameni care au trăit pe pământul acesta. Ce pildă! Și a ajuns și el într-un faliment dintre acesta, într-o criză dintre aceasta grozavă. Și spune Numeri în capitolul al 11-lea, versetul cu numărul 14, vorbind cu Dumnezeu, prietenul lui cel mai bun. Eu singur nu pot să port pe tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine. Noi suntem poporul Domnului. Și fiecare dintre noi hotărâm, prin atitudinea noastră, fie în ascultare, fie în răzvrătire, suntem ceva prea greu pentru poporul acesta sau suntem o binecuvântare pentru cei din fruntea poporului, mă înțelegeți? Că suntem în ascultare, suntem cu mângâiere, suntem cu încurajare și cu binecuvântare. Noi suntem cei care hotărâm în care din aceste două categorii facem parte. Și putem să ne pocăim în sac și în cenușă în seara aceasta. Doamne, ai milă de mine și îndură-te, mă pocăiesc. De răzvrătire și de aroganță și de îndărătnicie. Și nu mai vreau să fiu ceva greu în poporul acesta, ci vreau să fiu ceva ușor, ceva ales și binecuvântat. Versetul 15. Decât să te porți așa cu mine, mai bine omoară. Te rog, dacă mai am vreo trecere înaintea ta, ca să nu mai îmi văd nenorocire. Domnul a zis lui Moise, adună la mine 70 de bărbați dintre bătrânii lui Israel, din cei pe care îi cunoști ca bătrânii poporului și cu putere asupra lor.
Acum, bătrân al poporului și cu putere asupra poporului, nu este neapărat unul trecut de o anumită vârstă, poate să fie și unul tânăr, dar care are o viață spirituală matură, puternică și are o influență benefică asupra celor din prejur. Și mai departe zice, adu-i la cortul întâlnirii și să te înfățișezi acolo împreună cu tine, să se înfățișeze. Eu mă voi pogorâ și îți voi vorbi acolo. Voi lua din Duhul care este peste tine și îl voi pune peste ei, ca să poarte împreună cu tine sarcina poporului și să n-o porți singur. Să spui poporului, sfințiți-vă pentru mâine și aveți să mâncați carne. Sfințiți-vă pentru mâine și aveți să mâncați carne. Așa ar trebui să spună toți slujitorii în toate adunările. Voi, fraților și surorilor, sfințiți-vă pentru mâine și sfințiți-vă pentru noi, ca să aveți să mâncați carne. Vii la adunare și ai vrea neapărat, de câte ori vii, să fii bine hrănit și să fie o hrană gustoasă și miezoasă și să nu fie numai laptele duhovnicesc, să fie și carne, bucate tari și așa mai departe. Dar ce faci pentru asta? Unii vin la adunare și încălzesc un loc pe scaun, ca să facă în de rând. Nu mi zic că alții vin la adunare și au buzunarele pline și cu pietre și cu sărgeți. Și mai au și instrumentele astea de cântărit și de măsurat. Eram într-o adunare și un credincios matur m-a bucurat mult, pildă credincioșiei bărbatului acest. Ne-a dat un îndemn la rugăciune și printre altele spune așa. Noi vrem ca cei care vestesc Evanghelia să o vestească așa cum este ea, curată, sfântă și plină de putere. E, ce facem pentru asta? Și ne-a învățat el ce să facem. Toți, zice, putem să-i luăm pe vestitorii Evangheliei pe brațele noastre și prin rugăciune să ne ducem cu ei până în cer la Dumnezeu. Și ei să ia de acolo de la Dumnezeu ce este de luat și după aceea să-i aducem iarăși în adunare și ei să împart pâinea vieții și apa vie și să aducă și mireasma de sus din cer, din grădina Evangheliei lui Dumnezeu. Asta este ceea ce putem să facem noi. Și mă rog Domnului din toată inima să ne dea tuturor harul acesta și înțelepciunea aceasta și să facem o lucrare care zidește casa lui Dumnezeu și prin aceasta zidește și casa noastră. Versetul 25. Domnul s-a pogorât în nor și a vorbit lui Moise, a luat din Duhul care era peste el și l-a pus peste cei 70 de bătrâni. Și de îndată ce Duhul s-a așezat peste ei, au început să prorocească. Dar după aceea n-au mai prorocit. Este tot o cinzecime. Dumnezeu lucrează după aceleași principii și după aceleași metode. El este același ieri, astăzi și în vece vecele. Și la cinzecime, cei peste care a venit Duhul Sfânt, toți au prorocit, dar după aceea ne-au mai prorocit. Afară de cei care au primit darul acesta specific, dar de prorocii, un dar care astăzi este mai important, parcă ca niciodată, pentru Biserica Domnului. Doi oameni, unul numit Eldad și altul Medad, rămăseseră în tabără și Duhul s-a așezat și peste ei, căci erau dintre cei scriși, măcar că nu se duseseră la cort. Și au început să prorocească și ei în tabără. Un tânăr a alergat și a dat de știre lui Moise zicând, Eldad și Medad prorocesc în tabără. Abia aștept să ajung în cer și să-l caut pe tânărul acesta și să-i mulțumesc pentru lucrarea care a făcut-o, să-i dau și lui o sărutare. Că dacă n-ar fi venit el să-i spună lui Moise asta și asta și asta, n-ar fi sărit Iosua ca ars. Și dacă n-ar fi sărit Iosua ca ars, n-am fi avut cuvântul minunat din partea lui Moise. Și Iosua, fiul lui Nun, care slujea din tinerețea lui Moise, a luat cuvântul și a zis, Domnule Moise, oprește! Și Moise i-a zis, e gelos pentru mine să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Dumnezeu să-și pune Duhul lui peste ei. Au și cuvânt. Dacă ar fi să mă întrebați pe mine în seara aceasta, în locul acesta, care este dorul inimii mele din partea voastră înainte lui Dumnezeu? Și care este dorința inimii Domnului și pentru noi și pentru toți cei care cheamă numele Domnului în vreun loc pe pământul acesta? V-aș zice așa. Să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului din locul acesta să fie alcătuit din proroci și Dumnezeu să-și pună Duhul Lui, să-și pună Duhul Sfânt peste noi, peste toți. 50 de ani în urmă în România, de exemplu, dintre baptiști, toți oamenii și ei înșiși spuneau așa, fiecare baptist un evanghelist. Și dintre pentecostal, fiecare pentecostal un misionar. Asta e viața de credință,
Asta este pocăința cea adevărată și alta nu este. Dumnezeu a dat Duhul Sfânt și dă Duhul Sfânt celor care ascultă de El. Indiferent culoarea pielii, indiferent rangul pe care îl ocupă în societate și indiferent limba pe care o grăiesc, Dumnezeu a dat și dă Duhul Sfânt numai și numai celor care ascultă de El. Păcatul și întunericul sunt tot mai prezente și tot mai răspândite pretutindeni în lume și sunem cu o mare durere și în casa Domnului. Și puterea aceasta mare și nemaipomenită a păcatului și a întunericului nu poate fi contracarată decât prin Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu este mai tare decât Duhul Lumii și Cel care este în noi, Hristos Domnul, este mai mare decât Cel care este în lume. Ascultarea te duce în Canaan și neascultarea, care se mai numește și răzvrătire, te omoară în pustie. Cei mai mulți dintre cei care au ieșit din Egipt prin brațul Domnului, ni se spune dimineața, au murit în pustie pentru că n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Și ei sunt numiți în Cartea Sfântă oameni de război. Și ce înseamnă om de război? Puterea sinelui. Oameni care cred că ar fi ceva sau cineva. Și Biblia spune, dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Să ne pocăim în seara aceasta, în locul acesta, înaintea Domnului, în sac și în cenușă. Cea din tâi condiție pentru cei care vor să moșenească cerul, dacă voiește cineva să vină după mine, cum zice mai departe, să se lepede de sine. Să vorbi și în seara aceasta, din locul acesta, despre lepădarea sinelui. Cel mai mare dușman, atunci când este vorba despre pocăință și despre mântuire, nu este satana, păcatul, nelegiuirea sau lumea aceasta atât de decăzut. Cel mai mare dușman, când este vorba despre ascultare, este euul omului. Și euul omului trebuie să se adea jos de pe tronul vieții noastre și să fie Hristos Domnul, Cel care domnește cu braț puter și în seara aceasta. Și câte zile ne mai, va mai fi dat să trăim pe pământul acesta și în lucruri mici și în lucruri mari și în orice împrejurare de viață. Noi suntem martorii acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat și îl dă Dumnezeu celor care ascultă de El. Amin. Să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului cu toată adunarea. Așa cum se spunea și mai devreme, aici preiubitul frate, care spunea dorința din inima Dumnealui, Dumnezeu să deschidă o scăldătoare în seara aceasta, în locul acesta, și să fie o betest. Acolo sunt 5 pridvoare, asta este îndurarea lui Dumnezeu, că și David a avut 5 pietre, când a dat să se lupte cu goli. Să nu te temi, să nu te îngrijorezi și să nu te rușinezi. Înaintea lui Dumnezeu totul este gol și descoperit. Strigă la Domnul și pocăiește-te în sac și în cenușă. Puterea Domnului este mare și El poate face minuni. Scăldătoarea aceasta poate schimba pentru totdeauna viața noastră și casa noastră și destinul nostru. Nu trebuie îndeplinite decât două condiții. Să vii înaintea Domnului sincer și să-ți fie inima deschisă. Și vei putea aplica din seara aceasta, din locul acesta, un alt om. Și cu altă inimă, și cu un alt cuget, și cu altă viață. Ne rugăm din toată inima Domnului. Și după ce terminăm cuvântul de rugăciune și cu mulțumire și cu recunoștință, bărbat, îndemnată de Duhul Domnului și o femeie și o soră, să cheme numele Domnului peste noi, peste odihna nopții, peste casele noastre și peste viața care ne stă înainte. Ne unim inimile și